Salut! Bine ați venit la un nou episod din cadrul serii de mesaje Suntem Mântuiți. În episodul de astăzi și în următoarele câteva episoade vom vorbi despre faptul că suntem mântuiți prin har, vom vorbi despre importanța credinței și a faptelor în rolul mântuirii. În episodul de astăzi vreau să ne uităm la faptul și să înțelegem că suntem mântuiți prin credința în harul lui Dumnezeu. În Efeseni, capitolul 2, de la versetul 8, Pavel ne spune: căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Ca să înțelegem ce înseamnă să fii mântuit prin har, întâi trebuie să înțelegi ce este harul. Și desigur am putea vorbi foarte multe lucruri despre har. Însă vreau să înțelegem un singur lucru și acesta este de bază. Și anume că harul e un dar nemeritat. Și prin faptul că e nemeritat, se subînțelege faptul că orice ai face să meriți orice lucru Dumnezeu ne-l dă prin har, nu poți. Nu poți să meriți absolut niciun lucru pe care Dumnezeu ți l-a dat prin har. Aceasta înseamnă că nu poți să-ți meriți vindecarea, nu poți să-ți meriți binecuvântarea, nu poți să-ți meriți pacea, protecția Lui și orice lucru pe care Dumnezeu ne le-a spus că ne-l dă prin har, ne-l dă datorită faptului că ne iubește și datorită milei Lui. Același lucru se aplică și mântuirii. Pentru că suntem mântuiți prin har, orice am face noi, nu putem dobândi mântuirea. Suntem total dependenți de mila și de dragostea lui Dumnezeu ca să fim mântuiți. De aceea cuvântul Dumnezeu ne spune că cea mai bună faptă a noastră e ca o haină murdară înaintea Lui. Nu știu dacă v-ați gândit vreodată la acest lucru. Am făcut multe lucruri bune, fiecare dintre noi, lucruri de care și noi suntem mândri, cei din jurul nostru sunt mândri. Însă Dumnezeu se uită la acel lucru și zice: asta e tot? Tu știi cât de sfânt ești eu? Știi cât de sfânt e Dumnezeu? Dacă nu am realizat cât de perfect și cât de sfânt e Dumnezeu, nici măcar n-am mai îndrăzni să-i vorbim numele. Cu atât mai mult, cum am îndrăznit să mergem cu bunătatea noastră, cu faptele noastre în fața Lui, cumva să mergem: uite Tată, ce bun ești eu, eu merit să fiu mântuit. Eu singurul om, de fapt, care merit să fiu mântuit fără fapt, fără har. N-am nevoie de mila Ta, n-am nevoie de dragostea Ta, eu mă pot mântui pe mine însuți. Acesta este un om care nu crede în harul lui Dumnezeu. Acesta este un om care nu apreciază mila și dragostea lui Dumnezeu. Cei care susțin că trebuie să se străduiască, trebuie să se chinuie ca să fie mântuiți, ca să ajungă în cer, sunt acei oameni care se închinuie unui Dumnezeu care e ca și ei. Adică un Dumnezeu care te iubește doar dacă îl iubești. Un Dumnezeu care e bun doar cu cei ce sunt buni. Dacă astfel ar fi lucrurile, atunci care mai este rolul milei? Care este rolul iertării? Dacă Dumnezeu iartă doar pe un om bun, dacă Dumnezeu iubește doar pe un om care merită să fie iubit, nu mai ai nevoie de har. Însă doar atunci când înțelegi că ești total dependent de dragostea lui Dumnezeu, ești total dependent de mila lui Dumnezeu, de-abia atunci vei putea să experimentezi cu adevărat dragostea și harul lui Dumnezeu. Până atunci, tot ce vei face e să transpiri, e să ai tot fel de performanțe religioase, însă niciodată nu vei cunoaște cu adevărat dragostea și mila lui Dumnezeu. Mântuirea e o datorie pe care nu o vei putea plăti cu orice ai face. Nu ai ce face ca să plătești pentru mântuirea ta. E o datorie pe care nu o poți plăti. Însă altul a plătit-o în locul tău. Iisus Hristos a plătit cu sângele Lui ca tu să fii mântuit, ca tu și eu să fim mântuiți. Și dacă noi spunem că putem să ne mântuim făcând tot felul de lucruri bune, noi spunem lui Iisus Hristos
Eu mă pot mântui pe mine însumi și acest lucru, desigur, nu poate fi adevărat. Încă o dată vă spun că suntem dependenți de mila și de dragostea lui Dumnezeu. Acum știu că vă trec o mie de întrebări prin minte, unde spuneți, apoi atunci la ce mare rost să nu mint, să nu fur sau să fac bine sau de ce să nu fac bine sau de ce să fac rău, să nu fac rău sau așa mai departe. Și vom vorbi și despre rolul faptelor în calea mântuirii. Însă în episodul de astăzi vreau să înțelegem că nu putem iniția mântuirea. Mântuirea se datorează în totalitate lui Dumnezeu. Noi tot ce putem face este să ne încredem în mila și dragostea lui Dumnezeu. Fiindcă ceea ce Dumnezeu ne-a pus la dispoziție prin har, noi putem primi doar prin credință. Nu ai altceva, nu altă opțiune nu avem. Și vreau să ne uităm în Romani, capitolul 4, de la versetul 3. Deci ce zice Scriptura? Avram a crezut pe Dumnezeu și aceasta este socotit ca neprihănire. Însă, celui ce lucrează, plata cuvenită lui îi se socotește nu ca un har, ci ca ceva datorat. Pe când celui ce nu lucrează, ci crede în cel ce socotește pe păcătos neprihănit, credința care o are el este socotită ca neprihănire. Tot astfel și David numește fericit pe omul acela pe care Dumnezeu, fără fapte, îl socotește neprihănit. Ferice, zice el, de aceea ale căror fără de legi sunt iertate și ale căror păcate sunt acoperite. Ce înțelege din acest pasaj e că Dumnezeu nu datorează nimănui nimic. Fiindcă dacă e prin har, trebuie să fie prin credință. Orice altceva nu poate fi adevărat. Harul merge doar împreună cu credința. Faptele e ceea ce urmează credința. Însă harul trebuie întâlnit cu credința noastră. Dacă oricine dintre noi înlocuiește credința cu fapte, acela nu poate beneficia de harul lui Dumnezeu. E așa de important să înțelegem că noi nu putem iniția mântuirea. Suntem așa de depravați, suntem așa de răi, că noi, în inima noastră niciun om nu și-a dorit vreodată să-L cunoască pe Dumnezeu. Orice om pe care astăzi îl cunoaște pe Dumnezeu, Dumnezeu a fost acela ce a inițiat. Dumnezeu a fost acela ce l-a chemat la mântuire. Prin faptul că un prieten de-a lui a zis de Dumnezeu, prin faptul că a auzit Evanghelia predicată la radio, poezie sau ori altundeva, Dumnezeu inițiază acest lucru. Tot ce facem noi e să răspundem afirmativ sau negativ la chemarea lui Dumnezeu. Dacă e prin har, atunci cuvântul fapte nu poate exista. Harul trebuie întâlnit cu credința noastră. Și dacă e prin credință, înseamnă că nu se datorează faptele a ceea ce noi am făcut, ci a faptele a ceea ce Iisus Hristos a făcut la cruce. Despre acesta este harul. Harul este să înțelegi că nu performanțele tale te duc în prezența lui Dumnezeu, ci performanțele lui Iisus Hristos. Iisus Hristos a murit ca noi, care nu ne puteam salva noi singuri, să ne salveze. E ca și un om care nu știe nota și refuză orice ajutor să fie ajutat. E o nebunie acest lucru, vă ziceți poate, dar acest lucru e adevărat și cu mântuirea. Dacă nu știi să noți, lasă-te salva de un om care știe să note. Dacă nu te poți mântui singur și nu te poți mântui singur, lasă-te salva de singurul salvator și acesta este Iisus Hristos. Aceasta înseamnă să înțelegi că ești mântuit prin har. Să înțelegi că ești total dependent și să te încrezi în faptul că mila și dragostea lui Dumnezeu. El te iubește nu pentru că meriți să fii iubit, ci pentru că El e dragoste. El are milă de tine nu pentru că ești așa un om așa de bun, ci pentru că ești un om care nu te poți ajuta tu singur. Cuvântul milă se adresează unui om care are nevoie de milă. Cuvântul milă e pentru un om care își dă seama că eu nu mă pot salva singur. Un om care își dă seama, eu nu, orice aș face, eu nu pot să fiu destul de bun ca să merit prezența lui Dumnezeu. Și doar atunci
Doar când vei înțelege cât de dependent ești de Dumnezeu, vei experimenta harul și dragostea lui Dumnezeu. Și ce efect va avea aceasta în viața ta e că vei da mai departe acest lucru. Dacă tu înțelegi harul lui Dumnezeu, abia atunci vei putea să dai har și oamenilor de jur. Sunt oameni care încearcă să-și merite mântuirea. Și acest lucru se arată prin faptul că alți oameni care le cer ajutorul, ce acesta nu merită să-l ajut. Că el nu m-a ajutat, el nu mi-a făcut cu tare și cu tare. Ne ajutăm doar pe cei ce ne ajută. Zic că acesta, ce har este acesta? Ce dragoste este aceasta? Acest lucru îl face oricare om. Însă noi am fost chemați să iubim pe cei ce nu ne iubesc. Să ajutăm pe cei care nu ne-au ajutat niciodată. Aceasta înseamnă har. Însă nu poți să faci acest lucru până mai întâi nu înțelegi de ce har ai făcut tu, ești tu făcut parte. Dacă nu ai beneficiat și n-ai înțeles harul lui Dumnezeu, nu vei putea da mai departe acest lucru. Vă mai zic încă o dată lucru pe care vi l-am zis mai devreme. Că ceea ce Dumnezeu ne dă prin har poate fi primit doar prin credință. Acest lucru așa de important de înțeles și mă rog ca Duhul Sfânt să vi-l aducă și mai adânc în inima voastră ca să pricepeți. Înainte de încheiere, o să vă las cu un verset din Romani care vorbește despre același lucru, că harul nu are nimic de a face cu faptele. Și până data viitoare, mă rog ca harul și dragostea lui Dumnezeu să fie peste voi toți. La revedere! Roman, capitolul 11, de la versetul 6, Pavel ne zice: și dacă este prin har, atunci nu mai este prin fapte. Alminteri, harul nu ar mai fi har. Și dacă este prin fapte, nu mai este prin har. Alminteri, fapta n-ar mai fi faptă.